Europa ar trebui să aibă mai multe institute de cercetări care să cerceteze Europa. Cum să fie unită? Dar de ce nu intervenim? Asta, Parlamentul European. Domnule, ce faci acolo în țară, în România, la voi? Domnule, confiscați averea, domnule. Și ce credeți că ar trebui făcut ca să fim mai uniți ca europeni? Eu cred că ar trebui să pornească de la Parlamentul European. Barosul, cine-s acolo, ăia mare, înțelegi? Păi ai un vede, înțelegi? Cât se fură. Profesorii n-ar trebui să aibă pe tot teritoriul Uniunii cam același salariu. Și Ion, și John, și Johan au aceleași obligații. Dar e mafia bagată, fetițe, în toate structurile astea, bandiți. Baronii, înțelegi? Eu aș fi vrut așa. O singură limbă, o singură religie. Care e? Nu știu. Here in Romania, we've, just as an example, seen a lot of people smoking in restaurants. Yeah. But we, in England now, no, yeah. Not. And we were quite shocked by it. Știți că există 28 de iseriști? Păi stai, dumne, nu vrem eficiență. De ce să nu fie una singură? Un singur este Iserescu, cel mai bun dintre ei. Perfect, cel mai bun dintre ei. Ce faci cu diversitatea? Cum? Ce faci cu diversitatea? Păi diversitatea, dacă ne face rău, de ce să ținem neapărat diversitatea? Părerea ta că ne face rău. Păi ne face rău. Nu. E rău, rău, ne-a făcut cam rău în Iorca. De ce? Ziceți? Ne-a vândut fabricile, construcții nimic, lumea n-are ce munce. Dom'le, Ion e capabil să facă și astea cu calculatoare. Ion e capabil să facă centrale atomoelectrice. Și îl pui acum pentru diversitate să facă linguri. Da, pentru că trebuie făcute și linguri. Și pentru că nu toți fac să facă calculatoare. Dar Ion poate. El a făcut nu-l pui, calculatoare. Nu-l el face pentru că așa i-a dat tatălui să facă linguri. Nu! I-ai distrus platforma. Ce platformă? Platforma industrială pe care el făcea calculatoare. Cu dânsul nu ajunge la niciun rezultat pentru că dânsul e cu globalizarea. Dânsul vrea să fie o singură păi religie, e mare lucru la vârsta dinare să fie cu globalizarea. Da, el nu acceptă diversitate. Ori eu sunt pentru diversitate. Stam. Deci mereu avem discuții. L-am întrebat pe un copil de clasa 11-a. Dom'le, dacă arunc o bucată de cupru, îl arunc în apă, se scufundă, zice el. De ce se scufundă? Și dacă arunc lemn, nu se scufundă. Păi cupru e mai greu. Deci nu știa niște chestii elementare și îl pui să învețe limbi? Păi sunt atâtea lucruri de învățat. Nu poți să înțelegi lumea dacă te ocupi numai de limbi. 28 de limbi, auzi că ești în Uniunea Europeană. We'll be right back.